A fost alertă seara trecută într-un bloc din cartierul Severinan Schela. O femeie a fost lovită de o bucată desprinsă din balconul de la etajul superior. Victima se află acum în stare gravă la spital. Incidentul s-a petrecut în timp ce femeia întindea rufele pe terasă. Vecinii s-au speriat și au solicitat imediat sprijin. Băia și căzut cu placă cu tot. Nu văzurăm, noi la bar n-a avut sănă, stăturăm acolo pe bancă, nu văzurăm nimica. Numai ne trezărăm cu zgomotul. E gravă, luarea la spital. Da, cu placa, la barcou, cu tot. Și în ce stare e? În stare gravă, o salvare cu targa, o luare. Ia rufele și s-a plecat peste terasa aia acolo și veni în cap. Căzunte-i placa? Căzunte-i placa, niște geamuri și pe urmă ia în cap. Și durau zrânți? Au, noi au zrânți, noi sunt pe partea aia, mai jos acasă. Nu știu, o luare cu capul spart. Blocurile sunt făcute de mult, pe timpul Ceaușescu, eu știu când le făceau noaptea la vechi, dar eu știu, blocurile nu-s de vină, dar nu mai sunt făcute, da. Asta, că se întâmplă rău. Nu vedeți cum căzut, că nimic prinsă deloc acolo. Dacă cădea și placa peste ea murea aceea. Care a fost norocul, a picat placa și a rămas suspendată placa pe laterale. A rămas suspendată pe laterale, pentru că dacă pica, cred că murea, vă dați seama. Dar ce asta etaj? A fost norocul. Păi este etajul 2 aici. Etajul 2. Filmați acolo sus, ca să se vadă cum a picat. Și a rămas suspendată pe balconul acesta de aici. Și femeia a căzut, cred că a căzut peste placă. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri pentru scoaterea victimei de sub dărâmături și acordarea îngrijirilor medicale. Femeia a fost transportată la spital. Ajuns la fața locului, am constatat dacă persoana era prinsă sub acea placă, am degajat-o, a fost predată serviciului județean de ambulanță cu politraumatisme. Victima, în stare de conștiență și cooperantă, a suferit traumatisme la nivelul capului și membrului superior și a fost predată echipajului SAJ, ulterior fiind transportată la spital. Starea pacientei. Starea pacientei deocamdată este destul de instabilă. Traumatismul cranian pune foarte mari probleme. S-ar putea să aibă și un pneumotorax, oricum are un traumatism de hemitorace drept. Are traumatism de coloană lombară. Este fractură membru superior drept. Deci starea este destul de instabilă. Problema mare o pune traumatismul cranian. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a se stabili cauzele producerii acestui incident grav, dar și cine se face vinovat pentru această întâmplare.